Salut! Haideți să vă arăt cum facem tencuială ca pe peretele din spatele meu, pe perete de BCA cu beton și pe perete de lemn, folosind, bineînțeles, și mistria și pistolul de tencuit sau găleata asta pentru compresor, cu doar 3 ingrediente. Liant pentru tencuială, stenco, nisip fin și o apă. Înainte să facem rețeta pentru tencuială și să aplicăm mortarul, haideți să vorbim întâi despre pregătirea pereților. Deci pe BCA se prinde destul de bine, dar pe lemn trebuie șușele, șipci, da? Să se prindă mai bine și bineînțeles au rolul de a întări casa, întăresc grinzele cu atâtea sute și mii de cuie. Aici o să punem plasă rabiț, cum am pus în interior pe tavane. De sârmă împletim și cuiul pe după un ochi din ăla. Uite așa, când am tras, ea se întinde și mai tare. Bat în tavan, fără să dau un deget. S-a întins, așa facem toate tavanele. Pentru că e stratul mai subțire și nu mai încap șușele din alea. Am avut încărcat mai mult în partea de jos și sus mai puțin. Să nu încărcăm exagerat de mult aici, facem mai subțire sus. În primul rând, ca să se prindă tencuiala pe orice, trebuie dat un șpriț sau strop, cum îi mai zice. Vedeți aici tencuiala finisată, tencuiala groasă, dar aici e doar un strat de șpriț. O să facem imediat și o să-l dăm, ăla se prinde pe orice așa cum este el. Pentru că e strat subțire. Se poate da cu canciocul, cu mistria, noi am dat cu pistolul de tencuit. În felul ăsta nu dăm tot odată. Prițul ăsta sau stropul ajută să nu crape tencuiala. Chiar dacă crapă nu-i problemă, că se prinde adezivul bine. Dar e mai bine așa, cu două straturi. E mai fain, e mai ușor, mai recomandat. Și după ce se usucă șprițul, la câteva ore sau zile, batem tencuiala finală. Stratul gros. Acum știți și voi, care e scopul tencuielii? Îndrepte pereții și se umple toate golurile, să iasă fin, pentru ca după aia să pui stratul de izolație, termoizolație, cu vată sau polistiren sau ce vreți voi, depinde de fiecare. Și ca să facem drept, am pus aceste rigle la cum până la sfoară, am pus și sfoară de aici în partea cealaltă. Stâlpii sunt ăștia, verticali. Și mai punem șine de ghidaj. E o șină metalică prinsă pe stâlpul ăsta direct. Noi am prins în cuie și am trecut cu dreptarul. Tata, bineînțeles, a trecut cu dreptarul, el a tencuit. Eu doar prezint treaba lui acum. Deci avem stâlpi verticali, puși la soare, la rigle, din capăt în capăt să fie drept, pe același nivel, inclusiv ăștia de la geam. Iar la geam am lăsat, la geamuri și uși, am lăsat 3 cm în afara tocului ca să punem izolația până pe geam, da? Izolația o să fie de 10, dar aici o să încapă mai un strat mai subțire. Deci trebuie să izolăm toate golurile când o să punem izolația, să iasă perfect. Și acum să începem treaba, pregătirea. M-am apucat eu de șușălit casa cu câteva mii de cui. Am încercat să bat câte un cui, cel puțin un cui în fiecare grindă. Șipcile, șușelele sunt destul de subțiri, de 1 cm. Am bătut cuii mai subțiri să nu crape și uite așa am trecut la treabă.
Și acum să facem rețeta pentru tencuială. Avem nevoie de o găleată de apă, mai mult sau mai puțin. Turnăm în roabă, vreau să fac tencuiala amestecul uscat în betonieră și umed în roabă. Adică liantul și nisipul în betonieră, iar apa în roabă. După ce se amestecă toate în betonieră, punem în roabă. Și acum nisipul, două gălețe jumătate. Două gălețe jumătate de nisip, o găleată de liant pentru tencuială, tenco din ăla, așa scrie pe sac, noi folosim rețeta de pe sac. Deci două gălețe jumătate de nisip, o găleată de liant și una de apă, aproximativ una. Deci am pus una de nisip acolo, una de liant. Mai punem încă o găleată plină de nisip și încă jumătate. De acum amestecăm bine cu betoniera. Și turnăm în apă, da? Ca să nu facem betoniera cu mortar în ea, să o spălăm prea des, facem doar amestecul uscat. Am amestecat un pic cu mistria, după care l-am turnat pe tot, să nu se prindă pe fundul roabei. Am turnat toată compoziția, după ce s-a amestecat cât de cât bine, să nu fie diferență de culoare, de textură. Și mergem la mixer, la malaxorul ăla, cum se cheamă el. Dă-i și amestecă bine, aproximativ un minut este suficient. Mai punem un pic de apă din găleată, deci depinde pentru ce folosiți. Dacă folosiți șprițul la început, trebuie mai moale, să fie mai multă apă. Dacă dați tencuială din gros, merge așa mai gros un pic. Am mai verificat cu mistria, mai dat de pe margini să nu rămână cocoloașă, cum îi zice. Am mai trecut încă o dată pentru siguranță cu mixerul și cam asta e rețeta de tencuială. Două găleți și jumătate de nisip, una de liant și una de apă, să zicem. Cam așa arată. Am dus roaba la tata acolo, avea de tencuit din gros, cu pistolul de tencuit, cu găleata aia. O să începem imediat. În dreapta era șprițul, dar noi lucram la tencuiala finală, la aia mai groasă. Să scot o leacă de la asta de aici. Să scoatem amândoi. Eu vreau să dau tef până în capăt. Da. Să facă priză.
asta i-am văzut, dar cu lopata lucrai exact ca cu mistria, ne văzut. Cum? Cu lopata exact ca cu mistria. Apropo de lopata.
Cam atât pentru azi cu tencuiala de exterior. Urmăriți și clipul despre tencuiala interioară și nu pot decât să vă mulțumesc pentru vizionare. Și să aveți spor la treabă dacă vă apucați de tencuit. Pentru că merită, scutești, manoperă, cheltuieli, ce poți face tu, e bun făcut. Baftă, spor, sănătate multă!